Alex, mulțumit de acest rezultat, o primă medalie pentru sporturile de echipă la FOTE și în calitate de președinte al Federației și în calitate de vicepreședinte al Comitetului Olimpic. Da, sunt bucuros de acest rezultat, dar mai mult decât atât sunt bucuros de modul de exprimare al acestei generații. Cred că e o generație care poate să facă treabă și am sentimentul că foarte multe dintre ele o să fie în 2024 la Olimpiadă. Ce le-ai transmis fetelor? Le-am spus că este un rezultat care obligă să apropie campionatele europene, nu o să fie o surpriză pentru nimeni în urma acestui rezultat și trebuie să se bată. Importantă este această medalie pentru generația voastră? Este o medalie importantă pentru că ne dă un moral pentru perioada următoare. Este o echipă care promite, mai ales pentru următorii 4-5 ani. O să vedeți niște jucătoare care acum sunt interesante, poate în 4-5 ani vor fi decisive pentru Naționala României. Felicitări! Cât de important e medalia asta pentru generația voastră? Cred că este o medalie foarte importantă, pentru că ne dă și un moral bun, plecăm într-o competiție puternică, avem un campionat european. Consider că e meritul nostru. Știți că e prima medalie pentru sporturile de echipă la FOTE? Da, știm, am aflat. Ne bucurăm enorm de faptul că am putut să scriem istorie. Sperăm să continuăm așa! Cât de importantă e medalia asta pentru generația voastră? Este foarte importantă. A fost prima competiție oficială la care am participat și este foarte bine că am luat această medalie. Ne dă putere, ne dă mai multă încredere în noi pentru următorul pas, adică campionatul european, unde ne ducem să facem o figură frumoasă și am toată încrederea în noi că o să venim și de acolo cu ceva frumos și că o să realizăm ceva frumos acolo. Haideți! Cine suntem noi? România!